După 12 zile cu spectacole pentru toate gusturile, Săptămâna Culturală la Bușteni a ajuns la final. Fie că a fost vorba de piese de teatru, muzică folk sau clasică, evenimentul s-a bucurat și anul acesta de un succes deosebit. Alături de momentele umoristice, concertul susținut de pianistul Valentin Gheorghiu și de violonistul Gabriel Croitoru s-a bucurat de prezența iubitorilor de muzică bună. Vineri, formația Trooper va concerta live pe scena sălii de spectacole de la Centrul Cultural Aurel Stroie, iar sâmbătă iubitorii muzicii clasice vor fi încântați de Roxana Coșereanu la pian și Vlad Colar la flaut.